Trenul a fluierat în semn de rămas bun și ușile au început să se închidă încet. Anume în acel moment, în vagon, literalmente s-a strecurat o bătrânică. Probabil că nimeni n-ar fi atras atenția la ea, dacă nu ar fi fost comportamentul ei provocator. Trenul de dimineață duce muncitorii din localitățile îndepărtate. Oamenii abia stau pe picioare, înghesuiți ca niște sardine într-un borcan. Și aici intră buricul pământului, căreia îi pare că toată lumea este datoare. Ea și-a băgat cotul ascuțit într-unul dintre bărbații care stăteau în fața ei, în semn că ar trebui să se dea la o parte. A început să-și facă loc în vagon cu vigilență, iar când totuși a ajuns lângă scaune, a început să respire furios peste cei așezați. În special peste un tânăr, aproape că s-a lăsat peste el și a sâsâit înfuriată. Stă aici, uite la el, fără nicio rușine, oferă-mi locul! Studentul care era pe jumătate a dormit și a scos din ureche casca și s-a uitat la bătrână. Așezați-vă, vă rog, a zis el și a alunecat pe lateral de pe scaun. Bătrâna l-a petrecut cu o privire arzătoare și s-a lăsat mulțumită pe scaun. A împins-o grosolan pe femeia de lângă ea, care trăgea un pui de somn. Ia-ți la o parte sacul ăsta, a zis ea și a dat cu cotul în geantă. Femeia și-a împins rapid geanta sub scaun, uitându-se cu frică la vecina ei enervată. Apoi, bătrâna a încremenit fixându-și privirea într-un punct invizibil în golul spațiului. N-a mai scos niciun cuvânt, doar își răsucea buzele cu furie și juca cu maxilarul din colo încoa. Obrajii ei încrețiți jucau în niște ondulații ciudate. În acea dimineață, doamna Nina era mai mult decât hotărâtă. Mergea să lupte. Ea voia să lupte în serios, că ce avea pentru ce? În joc era fericirea și bunăstarea familiei sale, sau mai bine zis, familiei fiului ei. O fată de oraș l-a jucat pe degete, l-a furat din familie, iar el parcă era legat cu sfoara, nu s-a opus deloc. L-a lăsat pe fiul lui Dan, singur, fără tată, pe soția părăsit-o. Ce rău îi pare pentru noră și nepot. 10 ani au trăit inimă la inimă, nu s-au certat în serios niciodată. Iar acum Alena se preface că nimic nu s-a întâmplat, dar ochii plânși și ascunde. Dan s-a îndepărtat de bunica, dar ea îl iubește cu tot sufletul și îi oferă de toate. Iată și merge în fiecare zi, în casa de alături la Alena, cu gustări. De parcă încearcă să răspundă pentru păcatele fiului. Nora o lasă să intre, dar doamna Nina vede că îi se termină răbdarea. Nesimțitul de soț a plecat de parcă nici n-a fost, iar mama lui tot continuă să vină, să-i mănânce nervii. Iată a și plecat doamna Nina la cea care i-a despărțit în oraș. O să-i arate ea, a aflat întâmplător despre cuibul lor de dragoste. Cât ea să ajungă acolo, Alin va merge la muncă. Iată și va explica nenorocitei ce înseamnă valori familiale. O să-i arate ea cum să distrugă o familie. Bătrâna și-a strâns pumnii săi uscățivi. Apoi a băgat mâna în buzunar. Acolo stau argumentele principale pe care le va folosi împotriva fufei. A mai verificat încă o dată dacă nu a uitat. Adresa a găsit-o din prima. Alena i-a șoptit unde poate să-l caute pe soțiorul său. Adică pe fostul. Și chiar și numele rivalei i l-a zis. Ina. Ce nume dezgustător! Bătrâna stătea în fața ușii potrivite și găurea cu privirea furioasă ușa de lemn. Nu prea trăiește bine învățătoare de clase primare. Interesant. La ce s-o fi uitat fiul ei? Bătrâna a inspirat ca înainte de a sări într-o apă rece și a înnecat degetul în sonerie, așa și-a continuat să stea să sune până când ușa nu s-a deschis. Când s-a arătat o femeie scundă, fragilă, cu o cămașă de noapte largă și lungă, a împins-o înăuntru și a intrat după ea. Iar a și reușit să o privească atent în holul bine iluminat. Păr lung, blond, față palidă cu cearcăne adânci de la lipsă de somn, ochi uriași, speriați ca unui șoarece în fața pisicii. Ptiu, asta e femeie sau ce?
Altă treabă e Alena, foc, nu alta. Când a reușit fiul ei să-și schimbe gusturile și într-o direcție atât de rea? Toate aceste gânduri i-au zburat prin minte în timp ce s-a repezit și a luat-o de păr pe tânără. Nesimțit-o ce ești, nu ți-e rușine, nu? Ea doar se uita înapoi speriată, fără a încerca să se apere, dar ochii s-au făcut și mai mari, deși unde mai mari, și așa îi ocupau jumătate de față. Doamna Nina și-a scuturat capul să nu mai vadă ochii ei uriași cu lacrimi. S-a simțit cumva prost, de parcă a lovit un copil, dar ea se luptă pentru o cauză nobilă, salvează familia. Așa că la naiba cu toate astea, s-a apucat mai comod de părul femeii și și-a băgat mâna în buzunar. În următoarea secundă, prin capul Ginei a trecut o vibrație, care i-a lăsat în urmă o linie neuniformă. Trei bucăți lungi de păr au căzut pe podea. Din ochii femeii au început să curgă lacrimi și roaie. Bătrâna a împins-o pe ticăloasă. Nu poate e așa, fără să îi se opună. Stă și tace, doar plânge, nu face nimic. E inteligentă, că e de la oraș. Și, doamne, nu că alea de la țară, de la ele ai fi auzit un car întreg de cuvinte frumoase. Poate primea și câteva palme, la sigur. Bătrâna a scuipat și s-a dus spre ușă. Parcă simțea că nu i-a reușit răzbunarea. Furia acumulată cerea să fie eliberată cumva. A trântit ușa din toată puterea și a zgriat-o cu un cuțit de buzunar. Să facă un efort, Alin, să-i repare ușa iubitei. Tot drumul spre casă, femeia juca în minte scenariul care urma să se întâmple. Fiul ei va veni seara acasă la tânăra lui soție, iar acolo îl va aștepta o sperietoare. Repede va veni înapoi, la familia lui adevărată. Zbura spre casa norei sale de parcă îi crescuseră aripi. Acuși îi va povesti dragii de ele cum i-a corectat chipul fufei de la oraș. Căci în ultima lună după divorț, femeia mergea acolo ca la muncă. Îi ducea nepotului diferite dulciuri, cadouri, o ajuta cu bani pe fosta noră. Păi cum altfel, doar nu sunt străini, doar că azi Alena nu se grăbea să-i deschidă ușa soacrei. Bătrâna de 15 minute a stat pe verandă. Doamna Nina se pregătea deja să plece, când dintr-o dată ușa s-a deschis scârțâind. Alena, adormită, a ieșit în prag. Soacra și-a strâns buzele. Ea amiază, iar ea stă în pat. Dar că Alena nu i-a dat voie nici să deschidă gura. Și-a pus mâinile în șolduri și s-a repezit spre ea. Spune-mi, de ce tot vii pe aici? E uns cum ieri? Bătrâna a fost șocată. Păi, la nepot. Alena a izbucnit într-un râs malefic. Nu vă este nepot vouă, nu vă este. M-am căsătorit cu fiul vostru când a fost Nicolae băgat în închisoare. Copilul avea nevoie de tată. Iar acum Nicolae s-a întors înapoi. Singur se va ocupa de fiu. Picioarele femeii parcă s-au făcut din vată de la așa noutăți, ca să nu cadă s-a apucat de balustradă. Iar nora părea să fie explodat. Mai bine ați merge la Ina, că am auzit că suferă de toxicoză. Nu cumva să piardă copilul, nepotul vostru. Doamna Nina stătea pe loc de parcă au turnat peste ea apă cu gheață. Apoi a mers spre casă abia ținându-se pe picioare. Cum așa? Este că 10 ani îl considera de nepot pe fiul altcuiva și o proteja pe Alena, mincinoasa, în fața fiului. În fiecare jumătate de an, nora ei pleca undeva și credea bătrână că e o întâlnire cu prietenele de la universitate. Iar ea sigur mergea la întâlniri în închisoare la Nicolae al ei. Îi făcea toate plăcerile, măcar bine că n-a pus pe umerii lui Alin încă un copil. Doamna Nina s-a așezat pe scaun fără puteri și se gândea ce să facă acum. Se ruga ca prostia ei de dimineață să nu-i facă rău nepoțelului ei adevărat. Trebuia să se întoarcă acolo, să o calmeze pe fată, să o roage, să o ierte, poate o va face. A doua zi stătea în fața ușii cu o geantă mare cu provizii. Îi ducea bere de casă, fără procent de alcool, desigur că... Cât l-a purtat sub inimă pe Alin, o ajuta să scape de toxicoză. Poate o va ajuta și pe ea. Tipul de alături s-a ridicat cu ochii mirați spre bătrână. Ce modestă e azi! Stați jos! A zis el încet. Doar că de data asta bătrâna a fluturat din mână.
n-a meritat respectul. Când a venit la adresa deja cunoscută, s-a încruntat când s-a uitat la ușa zgâriată. Chiar s-a și sprijinit cu fruntea de ea, ce rușine îi era. A protejat-o mincinoasă, a refuzat să meargă la nunta fiului. Ce cunoștință a ieșit ieri cu noua lui soție, Doamne! Doar că Ina, care a deschis ușa, nu i-a spus niciun cuvânt femeii. S-a dat la o parte și a lăsat-o să intre. Bătrâna a început să plângă. A trecut cu palma prin dunga de păr scurt din capul Norei și a pus mâna la gură, amintindu-și ce a făcut ieri la aceeași oră. A cuprins-o pe Ina și a zis: iartă-mă pe mine, bătrână proastă, dacă poți, iartă-mă! Fiul ei care a venit acasă a rămas uluit. Ce s-a întâmplat? Soției lui îi lipsește o bucată de păr din cap, ușa e zgâriată. Mama lui, care nu de mult îl blestema, stă în bucătărie ca un oaspete mult așteptat și gătește tortul ei preferat. Doar că Ina a început să râdă când soțul a început să-i dea întrebări. I-a explicat că părul îi cădea pum din cauza sarcinii și a decis să-l taie mai scurt, anume în acel loc. Și nu-i nimic, că nu e dinte, va crește la loc. Ușa a fost zgâriată de un om al străzii, care a venit să bată în ea cerând bani pentru a lua o bere, de mahmureală. De dimineață, Ina a început să-și convingă soțul. Poate mă duc și eu în sat, acolo aerul e mai curat, aici mi-e cam teamă, iar berea de casă ce delicioasă e și mă ajută. Alina a fost de acord cu bucurie. Mama lui e o femeie puternică, pentru ai săi stă ca muntele. Și cu ce ochi înduioșiți se uita la noră. Ea are nevoie de pace și liniște și ajutor. E timpul să se afle sub aripa unui om drag, doar că părinții ei sunt departe. Ce noroc are cu mama lui, că e înțeleaptă și iubitoare. Va face orice pentru fericirea tinerei familii. Prieteni, asta a fost istoria noastră de azi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata noile episoade. Pe curând!